câteva lucruri care țin de biserică, de lucrarea pe care o facem și chiar mijlocile. Pentru că stăm înainte Domnului și să cerem ajutor. Mai întâi aș vrea să vă rog să susțineți în rugăciune lucrarea pe care consider că biserica noastră o face, chiar dacă sunt implicat eu, dar consider ca și ca fiind biserica noastră. V-am spus că miercurea de la ora 1, după amiază, mă întâlnesc cu un grup de oameni în Baia Mare, aproximativ 15-20 de oameni, de la o firmă care m-au invitat să țin o serie de teme de discuție cu ei, din Biblie. Și în fiecare miercuri de la ora 1, deja miercuri urmează să avem a 5-a întâlnire. Și deja oamenii încep să se deschidă, să pună întrebări, să priceapă, să fie entuziasmați de ceea ce se întâmplă acolo. Și aș vrea să susțineți în rugăciune lucrarea aceasta, ca la vremea potrivită, cuvântul pe care îl duc acestor oameni să aducă rod în viața lor. Amin. Să le schimbe traiectoria și să se apropie de Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să vă provoc să vă rugați și pentru o altă acțiune în care voi fi implicat săptămâna care urmează. De miercuri seara voi fi plecat în București, Galați, Bacău și Focșani, unde vom avea întâlniri și seminarii cu parteneri și oameni care sunt implicați în lucrarea în care sunt implicat la nivel regional în Transilvania și mai nou în țară. Aș vrea să vă rugați ca Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea aceasta. Va fi și cineva din Slovacia și din Polonia împreună cu noi și Domnul să binecuvinteze și discuțiile și seminariile la care vom participa. Vă rog să ne susțineți în rugăciune. Consider că pot să fac față acestor lucruri doar dacă cineva mă susține. Și sigur, am parte de susținerea familiei, Anca mă susține, dar am nevoie de susținerea bisericii. Vă să ziceți, frate, păstor, și așa suntem puțini. Ce susținere asta? Știți că un om, dacă se roagă pentru lucrarea aceasta, cred că poate conta foarte mult. Așa că vă rog să vă rugați pentru asta și aș vrea chiar astăzi să ne rugăm pentru această călătorie, care va fi destul de lungă. 4-5 zile voi fi plecat până lunea viitoare, de miercuri seara până lunea viitoare. Până marți? Nu, no, până marți. La Anca s-o ocupă de bilete și de transport. Vă rog să vă rugați și pentru asta. De asemenea, în luna martie ne-am propus să organizăm 4 seri de seri speciale dedicate familiei. Le-am numit Familia Binecuvântată de Dumnezeu. Ne-am propus anul acesta să, ca și moto, ca și deviză, eu și casa mea vom sluji Domnului. Da? Și aș vrea să concentrăm atenția noastră asupra familiilor și să vedem cum arată o familie binecuvântată de Dumnezeu. Și lucrul acesta să fie o provocare pentru familiile din biserica noastră, dar și pentru alte familii din afara bisericii, care cu siguranță își doresc să fie fericiți, își doresc să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu știu cum. Așa că ne-am gândit să organizăm o serie de 4 întâlniri, în care, în mod special, să avem invitați, frați care să aducă mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu legat de această temă, Familia Binecuvântată de Dumnezeu. Și în cadrul acestor întâlniri să invităm familiile noastre, familii dintre vecinii noștri, dintre cunoscuții noștri, alte familii din Cavnic, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că ținta principală este să aducem mesajul Evangheliei. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu vine odată cu întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Așa că vor fi seri evanghelistice în perioada 9, 10, 11, 12 martie. Vom avea aceste întâlniri în preajma lui 8 martie. Da?
Și am vrea să, ca una din întâlniri, dacă Domnul ne ajută, să organizăm la Casa de Cultură. Și vom avea invitat un cor care va cânta și, de asemenea, frați care vor predica Evanghelia. Din discuțiile pe care am avut până acum, pot să vă spun că ne-a confirmat că va fi la una dintre întâlniri fratele Nedila, fratele Bobby Nedila. De asemenea, am vorbit cu fratele Teofil Mihoc, de la Biserica Baptistă din Jibou. Și desul mi-a confirmat proporție de 90% că va fi cu noi. Și posibil să vină împreună cu corul. Și atunci când vine fratele Teofil împreună cu corul de la Biserica din Jibou, în seara aceea am vrea să facem la Casa de Cultură și să putem invita mai multe familii. Domnul să binecuvinteze lucrul acesta. De asemenea, am invitat și pe fratele Daniel Darie, care este păstor la biserica din Cluj-Napoca, de la biserica numărul 2 din Cluj-Napoca. Este biserica din Cluj care, înainte de sărbători, ne-a trimis acel transport cu alimente și haine și lucruri pe care le-am împărțit oamenilor. Și l-am invitat să vină împreună cu un grup din biserica lui să ne viziteze și să ne slujească și să ne bucurăm împreună, să-i cunoaștem și să le mulțumim și direct pentru ceea ce au făcut pentru biserica noastră. Urmează mâine să reiau discuția cu dânsul, să-și vadă agenda. Ei chiar astăzi au botez în familie, se botează una dintre fiicele dânsului și el însuși o va boteza. Era foarte entuziasmat de lucrul ăsta. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Deci 9, 10, 11, 12 martie o să avem o primăvară, un început de primăvară cu accent pe familie, pe binecuvântarea lui Dumnezeu peste familii. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple și să fie cu adevărat un succes, e nevoie de câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Mai întâi și mai întâi trebuie să credem, frați și surori, că Dumnezeu poate să aducă binecuvântare în aceste întâlniri. Trebuie să credem că Dumnezeu poate. Dacă ne bazăm pe noi, eu vă spun sincer, dacă m-aș baza pe ce putem noi, n-aș organiza nimic. Pentru că știu că suntem extrem de limitați. Da? Și nu ne putem baza pe noi niciodată. Dar pentru că Dumnezeu este mare și bun, ne bazăm pe Harul Lui. Așa că îndrăznim să facem ceva, bazându-ne că El va binecuvânta aceste inițiative. Amin? Amin. Aș vrea să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Și de asemenea, aș vrea să ne rugăm pentru o situație specială. Este vorba de un băiețel de un an și câteva luni, pe nume Tudor. Băiețelul familiei Drăgan, Mircea și Silvia din Cluj, care, în săptămâna care a trecut, după unei probleme, agravări a unei probleme de sănătate, o viroză netratată care s-a transformat într-o aprindere de plămâni, care și aia netratată l-a dus la o stare extrem de critică, a ajuns cu septicemie, internat în spital, o stare foarte gravă. Medicii le-au spus părinților că tot ce mai pot face este să se roage. Că numai Dumnezeu nu poate să-l scape pe copilaș. Un an și câteva luni este intubat în una dintre set, dacă nu mă înșel, joi. A făcut și un stop cardiorespirator. A fost resuscitat și a răspuns la manevrele de resuscitare și a revenit. I-au făcut dializă. Tuburi fac în continuare dializă ca să îi curețe sângele de infecția pe care o are. Are și ceva inflamații la plămâni. Pleura plămânului este afectată. Are puroi la plămâni. Extrem de delicată starea lui. Și ei ne roagă să-i susținem în rugăciune. Familia întreagă sunt, vă dați seama, necăjiți, supărați, să-ți vezi copilașul plin de tuburi și fără nicio vlagă în el, zăcând pe o pat de spital ale animale în Cluj, nu cred că este simplu. Așa să ne rugăm și pentru Tudor și pentru familia lui, pentru sănătatea lui, ca Dumnezeu să se atingă de el și să-l vindece. Așa că haideți să ne ridicăm chiar acum în picioare și așa să ne rugăm concret pentru aceste lucruri. Un frate sau o soră să se roage pentru întâlnirile de miercuri de la
firma Pisana din Baia Mare. Un alt frate sau o soră vrea să se roage pentru călătoria și seminarele, discuțiile, întâlnirile pe care le voi avea săptămâna viitoare în Bacău, Galați, Focșani și București. Și apoi cineva să se roage pentru evangelizarea pe care o organizăm în luna martie, 9, 10, 11, 12 martie. Și altcineva să se roage pentru Tudor și pentru familia lui, pentru familia Drăgan de la Cluj, ca Dumnezeu să se atingă și să-i dăruiască viață. Special pentru aceste lucruri, nu unul pentru toate, ci câte un frate sau o soră pentru unul dintre aceste lucruri. Ne rugăm!